Profesorii, personalul auxiliar și nedidactic din școli și inspectorate școlare din Dolj au ieșit în piața prefecturii din Craiova. Protestul a fost unul pașnic, iar manifestarea nu a primit aprobarea municipalității. Amplasarea în grila de salarizare este jenantă. Plata sporurilor la decembrie 2016, personalul nedidactic n-a beneficiat de nicio creștere. Auxiliarului cu plafonarea li s-au căzut salariile la 300-400 de lei. Plata dobânzilor, plata hotărârilor judecătorești la noi nu s-a plătit integrală. 6% din PIB, care e deja o revendicare, cum să vezi, istorică. 14 milioane. Un guvernant ar putea să trăiască. Cum vrem noi, muncitorii de rând? Sunt muncitori. Veșitor curățenie. Asta este. Dacă dânșii ar putea să trăiască, cum trăim noi? Am ieșit stradă, pentru că la noi nu este salariu, este ajutor social. Cu 14 milioane jumate nu poți să trăiești, la 37 de ani vechime, cu școli de maestri, cu tot ce trebuie, jenant. Prima și cea mai importantă este legea salarizării, legea 153, unde învățământul este situat între un coeficient minim de 1,65 și maxim de 2,76. Deci pe o scară de la 1 la 12, învățământul, pe care tot legea îl consideră prioritate națională, este situat în ultima treime. Deblocarea posturilor din învățământ și ocuparea lor conform normativelor atunci când se vacantează este o altă revendicare a personalului.